resturnare de situație în ancheta morții celebrului prince, adevărata cauza decesului, similar cu cea a rivalului său, Michael Jackson. Un raport toxicologic confidențial întocmit de medicii egiptici care au efectuat autopsia lui prince obținut acum de Associated Press a scos la iveală un detaliu care amintea de condițiile în care a murit, sublinierea Michael Jackson. Raportul arată ce faimosul cântre a murit din cauza unei supradoze accidentale de fentanyl, un opioid sintetic de 50 de ori mai puternic ca heroina, relatează Digi24, citând The Guardian. Expericii tai de publica ia britanic susțin ce doza din trupul lui prince nu las nicio îndoială asupra faptului ce această substanță este cea care i-a provocat moartea. Cantitatea din sângele lui este excesiv, chiar și pentru cineva care suferă de dureri cronice, a declarat medicul Lewis Nelson. Raportul spune că în corpul lui prince concentrația de fentanyl era de 67,8 micrograme/litru, în condiile în care s-au înregistrat decesei la doze de 58 de micrograme/litru. Egiptenii au concluzionat că prince ar fi înghițit mai multe pastile care conțineau această substanță, întrucât au fost descoperite urme ale ei în stomacul și ficatul cântreului. Săptămâna trecut, procurorul F, care se ocupă de cazul morii lui prince, a declarat că aceste rapoarte vor fi esențiale pentru a decide dacă vreo persoană va fi pus sub acuzare pentru decesul cântreului.